mă duc să fac bala, dar fac și de la fiori, dar nu fac la doamnă. Mașina merge foarte încet, dar dacă se scăpată sub control, mașina lovește foarte mult în jurul de o rază de 5-6 metri. Și repet, foarte încet înseamnă că trebuie nimeni de vreo. Acestea sunt controlatorile de la plasă controlată, care nu e folosit pentru oamenii care trebuie să înțeleagă ceea ce înseamnă de la plasă controlată. Dar acest lucru s-a făcut în clar, atât. Țineți bumii care nu se rupă să ască mare lucru și ar trebui să așteptăm acum în lucrurile. Timpul de intervenție în mod normal pentru o victimă care este în stop cardiorespirator este de maxim 5 minute. Peste 5 minute, creierul la nivel de creier se instalează hipoxia și asta înseamnă că indiferent și dacă ajunge echipajul la victimă, treaba din păcate. 5 minute înseamnă din momentul în care victima a intrat în stop cardiorespirator. Obligația șoferilor, acelui vinovat, acelui implicat în accident, acelui de pe margine, este să anunțe 1-1-2 cu cât mai multe informații utile. A trebuit să aibă la dispoziție trafic liber. Nu știu bine, vedeți că a văzut și în presă aceste rezultate, pentru că nu l-a stat luat intrat de pe zără. Între timp, paramedicii și echipajul de intervenție se ocupă de mult, respiră, este în regulă, este imobilizat. În caz de accident, primul lucru care trebuie să fie grijă la zi, primul și primul rând, acel buler cervical, după care cel mai este manevrat. Repet, ceea ce am mai spus și repet acest lucru, nu se face foarte bine. Toți cei din grafic care trebuie să se țină astfel de manevrită, fiți foarte bine că mai și a fost în mașină la cazul medical. La final, din pierdut, înseamnă că este mai așteptat sau așteptat minute bune pentru că o să fie la fost atent. Și-a lovit ambulanța care era în mâncare. Pentru că asta, trebuie să fie foarte, foarte atent. Nu interesează. Ai semnele care reglementează circulația, ai semafor, nu funcționează, trebuie să fii mai atent și să reușești să oprești în timp util, chiar dacă ai prioritate să facă legea creditor, pentru că sunt astfel în cazul în care fiecare secundă, fiecare minut, în care mai dacă nu mai ajungă. Domnul, vă doare? În spațiu, avut la dispoziție, în mod normal, o mașină de lasă de condiții, o mașină care are frânele corespunzătoare, oprește în maxim 6 metri.
Aici avem fix 6 metri și la 50 de km pe oră trebuie să fie suficient a avea reacția corectă. Un șofer care depășește limita de viteză la volan și cu doar să mai împate. Și acum cei doi pe tot se spată, de nu se gândește că trebuie încărcat și... După cum ați văzut, vedeți că intervin colegii noștri de la pompieri care au de asemenea dispozitive pentru descărcare. Veți vedea cum se face o descarcerare, cum se extrage victima. Astfel încât să aibă un acces pasiv la victima. Trebuie să luăm un cap să taie efectiv mașina pentru a putea extrage victimele din interior. Protejată cu o pătură pentru a nu fi rănit în timpul intervenției. Specialiștii în descarcerare vor interveni practic și vor începe tăierea efectivă a mașinii. Poziții de extragere în chef. Așa cum vedeți, prima dată se fac geamurile laterale ale mașinii pentru a facilita accesul. Contează viața victimei, nu mai contează ce distruge să vedem de victime. Nu
În acest moment echipele încep efectiv să taie fără componente din caroseria vehiculului pentru a ajunge în final la vehiculul care o trage din interiorul pe care l-au în dotare și este special destinat unor astfel de intervenții. Deschiderea ușii. Și acest lucru se face în continuare cu acest dispozitiv pneumatic care taie acest câmp de susținere a ITV-ului. Dispozitivul este o parte, este tăierea efectivă a acoperișului la partea din spate a placului. Operațiunea se mută pe partea dreaptă, ceea ce ați văzut s-a întâmplat pe partea stângă a mașinii. Același lucru. După cum vedeți, este o muncă în echipă. În echipă și acoperișul este ridicat în echipă de către pompier, în continuare să-i acorde îngrijirile medicale. Și evident să transporte victima la cea mai apropiată. După cum ați văzut, extragerea unei victime este o muncă extrem de laborioasă, extrem de grea, se face în echipă, se face de oameni calificați pentru acest lucru. Întotdeauna recrutier în care victimele sunt încarcerate și nu se pot mișca, să nu încercați să le scoateți, să le trageți afară din mașină, pentru că există riscul de a le provoca răni grave. Le putem afecta coloana vertebrală și acești oameni din dorința de a-i ajuta. De aceea e bine atunci când... De asemenea, este important atunci când vedem un accident să facem și o evaluare corectă a ceea ce s-a întâmplat, să nu anunțăm, să nu exagerăm atunci când anunțăm un eveniment rutier, să nu exagerăm cu privire la urmările lui. Materiale extrem de ușor inflamabile. Și odată ce s-au aprins cu forță pe greutate, ele vor în interior. Trebuie să sping incendiu, nu să scoată o victimă. Ați văzut cum a fleznit luneta din spate a mașinii din cauza căldurii. Puteți observa și fumul deosebit de toxic și care se propagă din mașină odată cu incendiul. Pompierii acționează cu furtunele de înaltă presiune, cu pistol în capăt, aflate în dotare autospeciale pe care o vedeți. Faptul că aceste furtune cu apă sunt dotate cu acest tip de pistol aflat în capătul furtunului și manevrat de pompieri crește eficiența la ceea ce pune în pericol sănătatea pompierilor care intervin în astfel de situații și ei trebuie să fie protejați. Viața lor este mai presus practic de orice în astfel de intervenții. În cadrul programului național Alege Viața, astăzi în municipiul Zeci s-a desfășurat concursul de educație rutieră în a 7-a ediție. În Centrul Cultural Alta a avut loc o prezentare a materialelor preventive pe linie de circulație, fiind urmate de mai multe simulări de accidente în centrul municipiului, la care au participat colegii de la ISU Plus, Serviciul de Ambulanță Plus. Urmează concursul pe teme rutiere, la care sunt înscriși peste 450 de elevi, dotat cu premii importante, respectiv 10 locuri la școlile de șoferi categoria B, oferite în mod gratuit, precum și 40 de locuri la participare la o excursie în Ungaria, la băile Hajdúszóvos. Care a fost scopul acestor simulări? Scopul acestor simulări a fost unul de prevenție pentru a arăta condițiile și împrejurările în care se pot produce accidente de circulație,
însă și riscurile la care se expun conducătorul auto și participanții la trafic în condițiile în care nu respectă regulile de circulație. De când organizați acest concurs și astfel de acțiuni, a scăzut numărul accidentelor, se simte? Așa cum am spus, în Dej, Poliția Rutieră este la 7-a ediție a acestui concurs. Putem spune că numărul accidentelor de circulație a scăzut de la an la an. În anul 2013 avem o reducere cu peste 50% accidentelor de circulație, la fel și în perioada trimestrului 1-2014, o scădere semnificativă atât a accidentelor rutiere cât și a victimelor acestor evenimente. Hai să-mi zici, ți-a plăcut acțiunea de astăzi? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Incendierea mașinii. Da? Și restul? Așa mi-a plăcut. Și ai învățat ceva din toată treaba asta? Da. Ce? Să nu mergem cu viteză și să fim atenți. Și să ne asigurăm. Spune-i tu ce ai învățat. Să ne asigurăm că trecem strada și să ne asigurăm să nu vine nicio mașină în viteză. Pe tine ce te-a impresionat cel mai mult din ce ai văzut aici? Când o stins foarte repede focul. Mersi.